ziua, bună ziua, bine ați venit. Vom face aceste lipii. Ia uitați, le facem micuțe, micuțe și o să facem și o omletă cu sfoace, lipii. Lipii cu făină, cu 7 cereale eu am găsit. Puteți face și cu făină albă și cu făină integrală. Cu ce fel de făină aveți? Așa. Și apoi vom face o omletă cu spanac. Să vedeți ce bună este. Un deliciu, simplă. Așa, cu spanac proaspăt, și cu ștevie puteți face, și cu urzici. Deci cu ce aveți la îndemână. Să facem mai întâi aluatul, ca să-l lăsăm să se odihnească la lipii. Și vom avea nevoie. Aici am făină, 250 de grame cu 7 cereale. 250 de grame de făină cu 7 cereale. Am eu astăzi, puteți pune și făină albă, 250 de grame, făină integrală. Ce fel de făină aveți în casă. Apoi vom avea nevoie de un praf de sare, 40 de grame de untură și un pahar de apă, să fie așa cu un deget mai jos. Deci are 200 de grame, cam 180. Și dacă mai avem nevoie de făină, o să avem nevoie pentru întins, o să mai punem. Deci 250, încă 50, 60, să spunem 300 în total. Dar pentru rețeta noastră avem nevoie doar de 250 de făină, un praf de sare, 40 de untură și apă, circa 180-170 de grame. Totul cântărit în grame. Cu mare drag, Paula, îți mulțumesc și eu că mă urmărești și ești cu mine astăzi în direct. Așa. Și acum, într-un vas o să punem făina. Așa. Cu un praf de sare. Așa. Amestecăm așa puțin. Și cu untura. Eu v-am lăsat în comentarii, la început, să vedeți ce fel de cereale sunt în această făină. Așa, să dau deoparte. Și acum amestecăm făina cu sarea și cu untura și strângem. Cu făină strângem untura, așa. Ca făina să absorbă untura, o să iasă așa ca un fel de nisip. O să punem și kebab, o să-l facem în direct. Așa. Pe canalul meu de YouTube, dacă vă duceți, Prăjituri cu Camelia și Bucate Gustoase, are același nume ca și pagina. Acolo găsiți în jur de 1000 de rețete și dulci și sărate și tratamente pentru păr și pentru față, pentru ten uscat, pentru ten gras, pentru toate tipurile de ten, pentru păr mătăsos. Deci noi facem multe. Și mai găsiți și exerciții la matematică. Eu mai fac și exerciții la matematică cu copilașii. Așa. M-am hotărât să-i ajut. Deci găsiți acolo tot ce doriți. Și pe pagina mea de matematica cu Camelia, aici pe pagina de Facebook. Așa. Cine are nevoie, gratis, pe Facebook, ajutăm copilașii. Așa. Acum, am amestecat făină cu sarea și cu untura. Vedeți cum arată? Ia să aduc mai aproape. Ia uitați. Așa, ca un nisip. Cam așa s-a făcut. Deci s-a amestecat, a absorbit făină, untura. Așa. Doriți să faceți de post, în loc de untură, puneți ulei. Ies bune și cu ulei, să știți. Dar eu fac pentru copilaș, pentru mofturoșii mei. Așa. Și acum, o să punem apa. Deci, cum am spus, deci un pahar de apă cu un deget mai jos. Și dacă mai e nevoie de făină, acum depinde cum este făina, mai uscată, mai umedă, o să mai adăugăm. Și o punem așa pe toată. Și amestecăm așa aici.
Așa. Și dacă mai avem nevoie, mai punem. Și o să mai avem nevoie de puțină făină, că e și cam moale. Așa, și o să luăm așa cu lingura din pachetel. Așa, o să iau așa direct din pachet. Să mai pun așa o mână de făină. Și o lăsăm să se odihnească și după aceea ne pregătim omleta noastră cu spanac. Dar puteți face și cu urzici, și cu ștevie, să vedeți ce bunătate. Și cu cicoare. Așa, m-am amintit să văd ce mesaje nu mai scrieți. Frământăm, așa nu prea mult, și îl punem în folie și îl dăm la frigider să se odihnească. Puțin, măcar o jumătate de oră. Între timp noi ne facem omleta. Așa. O să mai pun. Vedeți că încă este moale. O să mai pun puțină făină. Așa. Nu vă speriați dacă vă iese moale. Adăugați făinuță să aveți consistența necesară. Dacă v-a ieșit un pic mai tare, mai adăugați puțină apă și amestecați. Așa. Cred că este gata. Vedeți că eu trag și îl împăturesc așa. Între timp ce îl frământ. Așa, și acum. Ia uitați-l. Am să-l pun în folie. O să mai pun puțină făină ca să nu se lipească. O să-l punem direct din pungă. Așa, și o să avem nevoie de puțină făină ca să-l întindem. Bună ziua, Lavinia! Mulțumesc, mulțumesc! Așa. Așa. Să-mi spăl mânuțele și să punem în folie, să lăsăm să se odihnească și ne ocupăm de omletă. Aici sunt. Așa. Ne ștergem mânuțele. Și acum o să scoatem folia. Și o să punem așa în folie alimentară. Și dăm la frigider să se odihnească. Este foarte bine dacă îl faceți și seara acest aluat. Și a doua zi, pe parcursul zilei, vă faceți. Eu folosesc și în loc de pâine aceste lipii. Dar astăzi am să le fac, ia uitați, așa mai micuțe. Vedeți? Sunt închise la culoare pentru că sunt făcute cu făină integrală, cu făină de in, cu de milio. Să vedeți, am lăsat în comentarii. Ia să uit. Am lăsat aici câte cereale sunt în această făină. Așa. Și punem. Vedeți aluatul cum a ieșit? Așa. Este destul de moale. Nu este nici tare. Așa. Oricum o să-l întindem cu făină. Și îl punem aici. Dăm deoparte. Și închidem. Și dăm la frigider. Ne ocupăm de omletă. Așa. Și cum v-am mai spus, vreți să faceți această lipii de post, le faceți cu ulei în loc de untură. Pentru omleta noastră cu spanac, eu am avut spanac, l-am fiert, deci cam un kilogram. L-am stors bine, bine, bine și mi-a rămas circa 300 de grame. Și l-am tăiat și bucățile. Și o să mai avem nevoie de parmezan, cașcaval, brânzică, brânzică de oaie, ce fel de brânzică aveți în casă, iese bun. O să avem nevoie de 3 ouă. O să avem nevoie de ulei, ca să prăjim puțin un cățel 2 de usturoi. Puțină sare. Așa.
Cine dorește poate pune și aici amardel iute uscat. Mi-a căzut? Nu mi-a căzut. Așa. Am 2-3 bucățele de ardei iute și piper. Și acum am să dau deoparte. O să-mi aduc o tigăiță. Și o să punem uleiul în tigăița noastră. Vedeți? Am aici o tigăiță. Și o să punem uleiul în tigăița noastră. Aici am circa 50 de ulei de măsline. Voi tăia un cățel 2 de usturoi. Așa, am spălat așa și acum îi curățim de această piele. Așa, și punem un cățel 2 de usturoi. Depinde cât de mult vă place usturoiul. Bună ziua, Lavinia! Așa, bună ziua și bine ați venit tuturor! Încerc să-l tai așa, bucățele. O puteți lăsa și mai mare și mai mic, cum vă place. Am să pun 3 căței. Avem destul spanac. Așa. Punem aici. Și am să pun și ardei iute, că nouă ne place un pic mai picant. Mai ales băiatului. Așa. Și tăiem așa. Puteți tăia și pe un fund, dacă doriți. Dăm deoparte. Tăiem și ardel, vedeți, eu am ardeiuși din aceea, micuți, micuți, micuți. Iuți. Și am să-i rup așa. Și am să pun unul, doi. Acum fiecare pune după gust. Dacă dați la copii mici, nu puneți. Eu pun că băiatului îi place. Și este un pic mai mărișor, nu este chiar așa de mic. Așa. Și am să dau deoparte. Așa. Am să pun pe foc să se undească așa puțin usturoiul în ulei și după aceea o să punem spanacul. Să punem spanacul și acum într-un vas o să punem 3 ouă. Bună ziua, bine ați venit! Punem 3 ouă, o să punem un praf de sare. Acum, dacă brânzica este prea sărată, puneți la sfârșit, adăugați. Așa. Punem și parmezanul, 50, deci 3 ouă, un praf de sare, 50 de parmezan. Aici am 300 de spanac, o să-l undesc cu usturoiul. Am pus 3 căței de usturoi, 50 de ulei pe foc. Și cu 2-3 ardei iuți. Aceștia sunt opțional, cine dorește să pună. Așa, și puțin piper. Și dăm deoparte. Așa.
Așteptăm să se undească și aici o să amestecăm așa cu o furculiță. Am să-mi iau o furculiță și amestecăm așa bine. Vedeți ce bunătate! Și puteți face, în loc de spanac, puteți pune urzici. Să încercați și cu urzici, să vedeți ce bune sunt. Cu ștevie, cu cipoare. Cu ce mai avem noi acasă? Așa. Amestecăm așa bine. Acum să vedem dacă s-a făcut aici puțin. Încă puțin. Așa. Și imediat. Imediat punem și spanacul nostru peste. Și după aceea facem lipiile. Eu am să le fac aici pe o placă de gratar. Vedeți? A început să se undească puțin. Și acum voi adăuga și spanacul. Spanacul eu l-am stors bine, 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 bine de zeamă. Așa. Amestecăm și lăsăm așa puțin să se facă cu usturoiul și cu sarea. Nu, cu uleiul, sarea am pus-o aici. Cu usturoiul și cu ardelul iute. Punem pe foc. Și într-o zi am să vă aduc aici aproape de răgaz să vedeți mai bine. Singurică nu reușesc să mut camera. Să aduc și de așa. Încet, încet. Mai amestecăm între timp așa aici. Așa, ia să vă spun câte cereale sunt în... Să vedem dacă găsesc. Deci are... O să citesc de aici să văd câte sunt. Are făină albă, are făină de, eu nu văd, are și făină de susan. Ia să văd aici în comentarii că am scris, că nu văd acolo să citesc. Acum văd și mai multe mesaje. Mai pun o dată, mă duc să mai pun încă o dată în comentarii să vedeți ce e. Cereale am pus, dar ne cred că nici nu am trimis. Ia. Acum. Am, cum am trimis? Deci are făină de grâu, făină de uvăz. Făină de ors, făină de secară, făină de speltă, semințe de mei, susan și de in. Așa conține această făină. Așa, ia să pun puțină făină să-mi trebuiască pentru întins. Să pun să o am așa la îndemână. Așa. O să amestecăm așa aici, vedeți? Puțin. Să fac pozne.
Dacă mai este nevoie de ulei, mai adăugați. Așa, eu am pus doar 50. Așa. Și mai ținem puțin pe foc ca să intre aromele de la usturoi cu ardelul iute și cu spanacul. Așa, mai pun puțin un minut pe foc și după aceea o să amestecăm cu oul. Așa, aici avem oul cu parmezanul, deci 3 ouă, 50 de parmezan, un praf de sare, deci sare o adăugăm după gust, piper și ce am mai pus? Cam atât. Și imediat adăugăm și spanacul cu usturoiul, cu uleiul și cu ardelul iute. Dacă dați la copii, nu puneți ardei iute. Așa. Aici am scos și aluatul pentru lipii. Acesta l-am făcut mai devreme și cel făcut împreună. Le punem așa alături. Deci o să le facem așa micuțe, micuțe, micuțe. Le facem și o să le umplem cu această omletă. Am să închid. Ia uitați. Și acum o punem peste oul nostru, vedeți? Aici, pe toată. Așa, am să mai pun puțin ulei ca să punem omleta în puțin, puțin. Vedeți? Punem așa, am să pun puțin, puțin, așa. Cam o lingură, două. Și pun pe foc să se încălzească. Așa, și acum amestecăm. Amestecăm așa bine. Să încercați să vedeți cât este de bun. Eu fac și din coș de ceapă verde. În, tot așa, ceapă verde, am să fac într-o zi în direct cu voi. O tai bucățele, o undesc puțin, puțin, puțin și după aceea o pun peste ou. Să vedeți ce bunătate este. Așa. Și am amestecat aici bine. Aici avem uleiul nostru care s-a încălzit. Vedeți? Și o să punem compoziția noastră pe toată peste. Doriți să o faceți mai subțire, puneți într-o tigăiță mai largă. Așa. O să întind așa cu paleta. Și acum o punem pe foc. Și ne facem lipiile. Între timp, omleta noastră se coace. Punem și căpăcerul. Așa. Și acum să facem lipiile noastre, vedeți? Micuțe. Am să deschid aici, am un... vedeți? Un grătar. Îl pun pe foc să se încălzească. O să vă mut camera. Dacă să se vede grătarul. Se vede aici. Se vede, nu? Așa, și am să-l deschid. Așa.
deschis două ochiuri. Și acum, aici avem aluatul făcut, să mă dau mai într-o parte. Așa, să mă mut. Să mă mut cu totul. Așa. Avem puțină făină ca să întindem. Aluatul făcut mai devreme și aluatul făcut înainte când am făcut așa. Acesta s-a făcut împreună cu voi. Acesta s-a odihnit cam o oră. Este mai rece. Să le desfac așa pe amândouă. Să le vedeți. Să întindem și am să tai cu o formă așa rotundă, dar puteți face și fără să tăiați. Așa, le-am tăiat să fie așa mai, ca să le umplem să fie frumoase. Așa. O să pun așa puțină făină peste. Acesta încă este moale, trebuie să mai stea să se odihnească și ia uitați-l ce-l făcut mai devreme. Așa. Îl împăturim și îl dăm din nou la frigider. O să facem din acesta care este odihnit. Și acesta îl dăm la frigider, îl mai împăturesc o dată, așa. Îl dau la frigider. Și cu aluatul care l-am făcut, odihnit cam o oră, cred că are două de acum, am să pun puțină făină și o să-l întindem. O să-l întindem așa cu un sucitor și apoi o să tăiem. Vedeți că are semințe în interior, nu este fin, deci are 7 cereale. Am să vă pun poza la făină ca să vă duce să vedeți ce fel de făină am folosit. O căutați pe internet. Așa. Și o să tăiem rotunduri. Și le punem așa aici. Le puteți face și mai mari, să umpleți, să fie mai mare. Așa, ia să tăiem așa, să le punem deoparte. Avem grijă și la omletă. Vedeți? Nu știu dacă se vede. Ia uitați cum arată. Vedeți? Este plină cu semințe. Are și semințe de in în interior. Omleta noastră este aproape gata, să știți că se face repede. Așa. Așa, acesta îl frământăm din nou și îl întindem din nou și facem. Așa.
După ce l-am strâns așa, lăsăm puțin să se odihnească și după aceea îl întindem. Punem așa toate bucățelele. Așa, aici avem vedeți, întoarcem, ia vedeți, s-a făcut pe o parte și întoarcem și pe cealaltă. Ia uitați omleta, verificăm să vedem dacă o putem întoarce, trebuie să se întărească puțin. O să încerc să o întorc. Am să pun capacul, ținem așa bine și întoarcem. Vedeți? Așa, și o punem înapoi. Punem pe foc. Aici o să punem lipiile noastre, una câte una, să știți că sunt bune, 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 bune. Le punem aici în față, cele care le facem. Să mai întindem. Punem puțină făină. Și întindem. Și cu făină albă puteți face, să știți că ies bune, bune aceste lipii. Am făcut de multe ori cu voi în direct cu făină albă, aici pe pagină. Aveți și pe canalul meu de YouTube prăjituri cu camele și bucate gustoase, rețete. Una, două de lipii. Așa. Vedeți, am întors. Mai întoarcem o dată și sunt gata. Am să verific cu o furculiță să văd dacă s-a copt aici. Ia uitați cum arată. Vedeți? O mai lăsăm puțin și este gata. Așa. Uite, și lipiile sunt gata. Mici, mici, mici. Iau, sferbinți. Vedeți? Mai punem două. Și întindem. Și mai tăiem. Le puteți face și tăiați așa, triunghiulare. Ia uitați. Și le faceți, vedeți? Ce formă doriți. Sau pur și simplu întindeți, faceți biluțe, întindeți și le lăsați așa, simple. Așa. Să dau așa deoparte. Să scoatem omleta, că este gata. Să pun așa într-o parte aici. Am să fac și una triunghiulară. Thank you.
uitați, este gata. Și aici omleta o să o punem așa pe o farfurie. Delicioasă! Și tot așa am să o întorc. Ia să vedem, ia uitați. Așa. Ia uitați-le cum au crescut acestea. S-au umplat, s-au desfăcut în două. Vedeți? O să vă arăt cum. Au. Le puteți și umple. Ia uitați-le. Așa. Și asta e tot la fel. Deci trebuie tigaia să fie caldă. Așa. Și ia să punem cele triunghiulare. Așa. Și aluatul trebuie să fie odihnit. Am să ridic așa puțin mai sus. Și acum, aici avem omletă. Omletă din spanac. O puteți face din ce doriți. Și acum să umplem. I-am să tai așa un cerculeț. Să văd dacă reușesc să-l tai. Așa. Este bun. Și acum, ori punem una peste cealaltă, vedeți? Așa. Numai că este prea mare. Este prea mare, este prea mare. Am să tai bucățele mai mici. Sau le umpleți, puteți pune și în interior. Așa. Le punem așa pe o farfurie. Omletă și lipii cu făină cu 7 cereale. Aceasta este rețeta de astăzi și am să vă